O femeie cu ciroză terminală a beneficiat de ficată transplantată donată de peste Prut. Pacienta din capitală, care a activat asistentă medicală, își face acum planuri noi de viață, asta deși până la intervenție credea că mai are doar câteva luni de trăit. Liliana Popescu este prima moldoveancă din cadrul programului de transplant transfrontalier. Mă numesc Liliana Popescu Victor, am 53 de ani, locuiesc la Chișinău și mă socot învingătoare că am câștigat o șansă la o viață nouă. În 1988 a aflat că suferă de hepatita B. După un tratament îndelungat, în 2016 a fost diagnosticată cu ciroză hepatică, iar în 2020 infecția cu noul coronavirus i-a agravat starea. Am fost bolnavă de COVID și după COVID, în 2018, șansă erau practic ultima sută de metri, ultima jumătate de an eram foarte gravă. Liliana Popescu a căutat de una singură un donator de ficat, dar fără rezultat. Într-un final a apărut o șansă de peste Prut, de unde i-a fost adus noul organ. Eu din toți 4 persoane, pacienți gravi, am câștigat șansă la o nouă viață. După ce a fost identificată ca cea mai compatibilă cu noul organ, pacientul a fost supusă intervenției de transplant. Aceasta a durat peste 10 ore și a fost realizată de 50 de medici și asistenți la Spitalul Republican, unde femeia a muncit 10 de ani. După câteva săptămâni de terapie intensivă, Liliana Popescu a mers acasă, iar primul lucru la care s-a gândit că îl va face după însănătoșirea totală este să guste din tot ce nu a putut mânca timp de 35 de ani, cât a luptat cu hepatita, iar apoi cu ciroza. Eu nu tare spoftișoasă. Când am venit de la spital în ogradă, am un cireș. Și au spus că cireșul nu se poate. Mergem pe lângă dânsul în tătă ziua, așa niște cireși frumoase. Și mă uitam la dânsele și spuneam, las că a să fie la anul, să fie iar cireșul. Și a să mănânc la anul. Și n-am gustat nici o cereașă. Femeia mărturisește că dacă s-ar fi lăsat în speranța listei de așteptare a transplantului de ficat, nu ar fi avut nicio șansă la noua viață. De altfel, statistica anului trecut demonstrează că rata de refuz din partea rudelor potențialilor donatori este de 75%, majoritatea din considerente religioase. Țara noastră e codașă în Europa la numărul operațiilor de transplant de organe prelevate de la oameni aflați în moarte clinică. Viața este un miracol și aș dori să spun că toată vremea este șansă de a trăi și dacă cineva se hotărăște să prelungească viața cuiva asta, desigur, e bine. Și eu mulțumesc tot la familia din România, mă închin în fața părinților și sărut mâna că mi-a dat șansă la viață. Agenția de transplant susține că am putea rezolva problema lipsei donatorilor dacă și persoanele decedate la domiciliu ar fi luate în calcul ca potențial donator, nu doar cei aflați în moarte clinică în spitale. Specialiștii afirmă că anual din 10.000 de decedați, 5.000 ar putea fi donatori eligibili de organe pentru transplant.